Calitățile cele mai importante al echipei mele, o am pe Alexandra, care nu caută nod în papură, ascultă ceea ce se spune, execută la perfecție. Legume pentru salate, da? Da, iau, dar stai să iau somon și prosciutto ca să facem deci, acolo un platou. Prosciutto, somon. Și l-am pe Alex, care este un adevărat maestru în bucătărie, e un băiat care studiază foarte mult, care are foarte multe cunoștințe și am multă încredere în el. Alex, ia și asta pentru salata de ton. O să facem o salată de ton. Ok, rucola, coriandru. Capere, să iau niște capere. Sportivii au nevoie să mănânce foarte diversificat, foarte echilibrat și aici o să intervenim noi. Hai băieți, au trecut deja 8 minute, da? Hai mai repede. O să pregătim și un pic de pește, și un pic de carne de vită, și un pic de iepure, că e o carne mai lejeră. O să facem și un pic de sos, chiar dacă nu e foarte recomandat pentru sportivi, dar ca să aibă un pic mâncarea gust. Când ai timp, Mihai, să vii să vezi dacă sunt ok roșiile. Să fie miștare, da? Mai mici de atât? Perfect. În bufet suedez mergem un pic mai chunky. Chunky monkey. Rapid. N-avem, sunt 2 ore, sunt 30 și ceva de persoane de hrănit, sunt sportivi, avem foarte mult de lucru și n-avem timp de briz-brizuri. Dă-i drumul la infuzia aia pentru cartofi. E un japonez în echipă. Da? Da? La... Azi mi-a promis că o să se miște un pic mai rapid ca tura trecută când am lucrat împreună. Un pic mai rapid. Și nu mai fac legume pitigălite și migălite. Mă duc să bag repede ardei. Zi plină la Top Chef. Două echipe mici fac mâncare pentru o echipă de fotbal cu antrenori și rezerve. Invitată la masă, fruntașa ligii întâi, Astra. Vreau să bag ardei înainte. Meniul nostru va fi o salată mediteraneană cu ruladă de curcan. Vom avea pește, vom avea porc, vom avea rață. Am ales pește, e ușoară, e o mâncare ușoară și cred că e fosfor în ea. E bun la sportivi. În teren, echipa lui Daniel întâlnește echipa lui Mihai. La centru, arbitrul Nicolae. Avem multă treabă. Avem presiune și avem presiune, bă, că, Mirela! Are un cartof pe jos. Mirela, a căzut jumătate oala pe jos și zice că a sărut un cartof pe jos. Incredibil.